Dacă ești condus de ego, înseamnă că te iubești prea mult, la modul exagerat. În momentul în care ești condus de ego, înseamnă că trăiești doar pentru prezent. Ego-ul este tot un mecanism de apărare. Creezi un zid și afișezi acea imagine de duritate, de răutate. Dar în spatele zidului rămâi același om cu fel și fel de temeri și frici din trecut nerezolvate. Atenție, ego-ul te poate distruge, dar te poate menține și în echilibru, atunci când știi să-l folosești. Eu nu spun să anulăm ego-ul, pentru că dacă îl anulezi complet, devii preș pentru ceilalți. Dar atenție la ego-ul exagerat. Ai atât de multă iubire în interiorul tău, iubire pe care trebuie să o focusezi pentru cei care merită, pentru persoanele care te iubesc cu adevărat, doar că tu ții acea iubire pentru tine și fără să-ți dai seama îi vei răni. Ego-ul te face să gândești doar prezentul. Acum eu trebuie să câștig, acum. Nu permit nimănui vreodată să mă pună în poziția în care eu să plec capul. Indiferent că vorbim de o altercație cu soțul, soția, cu copiii, cu șeful de la serviciu, în momentul în care ești condus de ego, tu vei da totul doar ca să câștigi. Deși știi că după totul se termină. Dar vei spune, lasă tati, le-am arătat eu cine sunt. Nimeni nu mă face, niciodată în viața asta. Și asta este prostie. Rațiunea, dacă ești un om care are rațiune, logică, maturitate, toate aceste stări, caracterizează omul puternic. Ca să puteți controla ego-ul, trebuie să puneți întrebarea corectă. Iar întrebarea corectă este următoarea, înainte de o altercație cu oricine. Tati, ce am de câștigat pe termen lung dacă eu intru în această altercație și nu țin cont de nimeni și de nimic? Ce am de câștigat? Păi există două scenarii. Fie câștigi lupta, dar nu mai ai continuitate pe termen lung, sau lași de la tine. Pentru că știi, după împăstrezi relația sau împăstrezi jobul, banii vin în continuare. Noi suntem conduși de ego pentru că nu știm să punem întrebarea corectă. Ce este prioritar pentru mine? Să am continuitate sau să câștig o luptă după care se pune punct? Și eu sunt cel care are de pierdut. Vă pup și vă mulțumesc pentru fiecare share. Mă ajută mult în lupta cu această toxicitate.